aceasta este ultima parte din live-ul lui Perne și lui Sabrina. Mai sunt 18 minute de live. Sabrina a ieșit să gătească ceva pentru în seara aceasta, iar Perne și-a mai intrat pe TikTok. Sper că v-ați bucurat alături de ei. Eu, sincer, am râs cu gura până la ureche de toate pățanile lor din copilărie și bineînțeles că m-am regăsit și eu în multe dintre ele. Sper că v-a făcut plăcere și că v-ați bucurat de acest live. Vă las să vă uitați și să nu uitați să vorbim prin comentarii ce părere aveți. O zi minunată, vă doresc și o săptămână cu multe reușite. Cele în ceva și cea că ți-am furat mărgelele, îmi amintesc, frate, de asta cu gâscanii, mereu când treceam pe stradă și vedeam și mă duceam la bunic, mi-a știam că gâscanii ocoleam strada, numai să nu-i găsesc pe acolo, mi-era frică de ei, că veneau așa în echipă toți și își bălăcau după... Da, mă, ziceau unul, hai că trece asta, merge la bunic, sau hai după aia, jap, și veneau toți și așa deschideau oare, când ieși zbraceam, doamne, și ocupau tot drumul, ești nebun, așa treceau după mine, fai, deci dacă mă prindea vreunul de la de picior, gâscani, gânsac, gâscan. Curcani de la curci. Nu știu, gânsac îi ziceam. Pisici au pureci. Da, nu știu, n-au. Vai, ne era frică de curcani. Mie mi-era frică de curcani. Etena. De curcani. Dar ce, da vacile? Mamă, tu știi cum mergeau vacile acasă la ele? Eu nu știu cum își știau poarta, frate. Cum își numerește vaca poarta? Eu nu știu dacă n-am știut. Bine, știi cum trebuie, bine. Vine și stă în fața porții și face muuu. Deci, eu n-am avut vacă niciodată, n-am crescut cu vacă. Dar am avut vecini care aveau vacă, bă, și tot timpul, numai când începeau, eu știam că la ora 7 vin vacile acasă, la 7 seara veneau toate vacile, bă, era toată seara plin de vaci. Și stăteau în fața porții și făceau muuu în continuu, doamne, băi, nu știam niciodată cum își nimeresc vacile pe poarta. Nu ți-e dor pe nești când ne pleca la lucru? Ba da, îi scriu. Curcanii erau mai mult în curte, era de groază că... Gâscanii erau pe stradă liberi, să nu uităm de cocoșul care sărea pe noi. Da. Curcani nu prea erau pe drum, da. Dar erau gâscanii ăștia. Fai, oribil. Frate, care sexa tot ce prindea. Nu am avut treabă cu cocoșul. Faleu. Ciupea sau ce făcea? Sexa tot ce prindea. Nu, dacă răta ceva găină. Mă, dar la voi, la țară, mai erau, știi ce erau? Dihori. Veneau noaptea și mâncau găinile. Aia mâncau ouăle la băieți. Știi că, bă, te lasă fără. Nu știu. Dihori, sau nu știu cum. Arăta ca o pisică mai mare, nu? Sau ca un cățel, nu știu, mai mic. Și tot timpul zicea, chiar a fost dihorul și a mâncat pui. Intrați mai des live, vă rugăm. E adevărat, își cunoaște casa, eu am patru, nu știu ce scrie acolo. Ați avut doar câteva inele din care să alege sau toate modelele? Doar câteva. Mă rog. Gânsacul este masculul gâște. Da, știu. Care dude. A, agudi. Dude. Agudi. Dude. Da, dihori, acum sunt animale de companie. Voi ați mâncat dude de pe jos când erați copii? Dude, da, agudi, le zic eu. Ălea care pătau talpa la papuc. Deci dacă mergeai pe stradă și găseai un... Era la noi, și ce era la noi? Agud. Pomiți, pomnițe se spune la noi. Să arată așa ca o zmeură, dar mai mare. Da, și creștem copaci. Da. Da. Și când era perioada lor, și sunt și pe așa, pe alb, ca să le zic, și pe mov. Și treceai pe stradă și erau pe jos, cădeau din copac. Mamă, și când treceai pe acolo și călcai, talpa îți rămânea neagră, că nu ieșea cu nimic de pe talpă aguda aia. Pomnițe, ziceam, dar ce la voi? Și te pătai pe mână când mâncai agude. Pe jos. Agude, le zic eu. Pomniți, uite. Pomnițe, e, ea. Se zice, fragi. Nu, fragi e altceva. Da, agudi, efectiv. Da. Sau cireșele, mi-aduc aminte cireșele alea amărui, le mânca bunicul meu cu pâine. Nu știu. Sau mămăligă. Cireșile alea mici, așa, de dulceață. Și amărui așa, să le știi? Și te pătează în gură, așa, și pe mâini te pătează. Le mânca cu... Îmi salivează cerugurii. Le mânca cu mămăligă sau cu pâine. Pepenele cu pâine. Am mâncat vreodată pepene verde cu pâine. Nu. Harbuz. N-ai mâncat harbuz cu pâine? Nu. Vai! Te-ai pierdut. Pomnițe agudi, pomnițe agudi. Dudi. Da, e aceeași. Dude se zice în Banat. Agude și în Moldova se zice. Da, păi de acolo știu și eu agude. Am înțeles, dude, agude, pomnice. La corcodușii. Corcodușile tu știi? Da, corcodușii, da. La noi se zice coldocuțe. Coldocuțe. Da, coldocuțe se spune. Corcodușii. Corcodușii, coldocuțe. Alea, le găseam așa prin pârâu. Aveam un drum. Nu știu unde le luam.
Nu, ci vezi, ați mâncat. Păi, da, nu, mamă, și făceai mâinile... că le spargi și mă sâmbă. Mă, îți făceai mâinile negri, mamă. Deci dacă nu frecam de piatră, piatra de la poartă. Aveam la gard piatră, așa frecam, ca să mi se ia negru din palmă, că știi cât rămâne. Piatră. Pia e la gard temelia. Era, știu temelia, dar gen nu... Și frecam așa palma de aia, ca să, sau de ciment, ce ca să-mi iau negreata. Da, se ducea probabil toată pielea și până, da. Ca să te curăți, te făceai neagră de leșinai. Nu mai puteai să ieși din casă. Alo, hai pe TikTok. Cu mâinile alea. Dar așteaptă boss. Ce ceas am la mână? Casio, ăla basic. Îmi plac chestiile basic. Pe sau pepene cu brânză. Nu, n-am auzit. Bine, eu nu le mâncam. Bine, cum le mâncam așa. Corcodușe sunt primele acelea mici, timpurii, așa, albe, da, sunt. Sau perj. Mamă și le punea la uscat, bunica mea. Tu știi că punea tot felul de fruct la uscat și struguri? Cireșe cu mămăligă. Da. N-ai mâncat cireșe cu mămăligă? Salut de la Târnăveni. Prune cu pâine. Uite, să mănâncă fructe cu anumite pâini. Anumite pâini. Anumite fructe cu pâini. Ce înseamnă sotul soție pentru voi? Cristinel. Exact ce am și pentru tine. Un partener pe viață. Nu știu ce am învățat să-ți iei. Leșinează puțin. Leșinez. Salutare de la sat mare. Am citit același comentariu. Nu-i corect. La noi se mănâncă. Da, eu știu, cred că bunicii mânca. Bună de la Năvodari. Eu oricum, nimic nu se compară în copilăria mea. Așa. Cu atunci când se tăia porcul și era frig afară, îți înghețau matele în tine. Tăia porcul. Îl frigea și făcea acolo, îl pârlea, cum s-ar zice. Da. Și luam ăsta șoricul. Așa. Fai, deci șoricul ăla de porc pârlit. Deci eu cred că, deci cred că nimic nu se compară cu șoricul, deci gata la șoricul. Dar faza e și când făcea ceaunul, de fierbea toată carnea, nu știu ce-i făcea. Făcea un mamă la porc. Pitea tot porcul, carnea din porc, probabil nu aceeași zic că trebuia să-l separe și așa. Și făcea un ceaun așa de carne. De dar la voi la Moldovan cât timp tăiam porcul? O săptămână? Nu știu cât timp, era copchil, nu mai tăiat din ea mică. Ah, și mâncam din ceaunul ăla cu varză murată și cu mămăligă. Da, rupeam, știu ce zici. Dar mie nu-mi plăcea că... Dar nu era tochitură neapărat, era așa. Când eram mic, bunica, de exemplu, spăla masele din... Vai, covată, da! Covată de aia și... Da. Nici mie nu-mi plăcea partea cu spălatul mațelor. Mamă, știu că ai făcea cârnați în ele. Da. Fai, cârnați cu păsălău. Să-i dea Dumnezeu sănătatele la care mătau mațele de porc. Da, le frecam 12 aprilie și cred că tot mirosea, frate. Doamne. Tochitură, Sabrina. Tochitură, da, dar era carnea, nu știu dacă era chiar tochitură, că era bună. Tochitură, eu când mă gândesc la chestia aia cu ou, cu... Pomana porcului. Da, pomana porcului, cred că era. Nu știu, era foarte bun. Mamă, ce mișto era și cu mirosea în curte și cu varză murată, deci nebuneam. Că, în general, cam înainte de Crăciun tăia porcul. Jumări se cheamă ceea din ceamă. Și așa, mai multe... Stai, frate, nu închide live-ul, că mai sunt atâtea animale și fructe de povestit. Doamne, nu am avut alte animale, deci nici Daniel, nici porc n-am avut. Ba da, am avut și mai porc. Dacă eram mic, după aia câini am avut. Câini și câini. Și noi am avut cal. Câinile pe care... Vacă. Porc nu mi-aduc aminte. Ai avut vacă, noi da. Cumpăram lapte. Cifro, okay, noi, avea, noi cumpăram cifro. Lapte, ne ducea mereu sticla la poartă. Era, ne deschia poarta, nu știu cum reușea, deci și ne punea sticla acolo, 2 litri cu lapte ca și aveam dimineața. Cifro, eu beam de la țâtă direct. Serios. N-am avut. Tot era mai halalte pe la gură. Cal ai avut? Da, și cal am avut. Și căruță? Și căruță. Ai umblat pe coada căruții? Cum pe coada căruții? Eu când mai ajungeam prin sat și n-aveam, eu n-am avut căruță. Mai mă trecea unul cu căruță, mă stăteam pe coadă. Are coada aia la spate, știi? Și stăteam pe coadă. A, da, și am picat toată, am dat capul de ciment, așa m-am lovit. Că am dat din fugă. Nu, da, stăteam cu piciorul pe frână aia, la spate. Am mușcat toată calul. Mamă, ce mă, mușcat. Așa aveam o făta vaca și a făcut un bivolaj la micuț, știi? Un bivolaș, un ce? Vaca, ce face? Da, face bou. Vițel. Bou, cum bou, mă? Vițel. Vițel, era, pe da. Și masculul la vacă care e? Vițel. Vițelul e puiul. Vițelul. Ala e masculul. Că cealaltă tot e băcuță. Da, dar soțul la vacă. E bou. Păi e bou, asta ți-am făcut un bou ușor. Mi-e la bou sau la bivol? Bou, la bou. Bivol e altceva. Da. Și rau de la mic, știi? Și așa o speria cum am să dau de mâncare și dau cu capul de motul de pe... Inima căruței. Bou, da, bou e la vacă. Bă, nu vorbi urât. Bou. Vițel. Bou. Da, da, mascul. Bou. Așa, nu Paul. Ola. Paul, salut, Paul. Taur, adică ne mai spune. Taur, tu, Taur.
Nu-i taur comunal, la vacă. Și la ce e taurul? Vaca a iubit un bou. Și la ce e taurul? Taur la tauriță. Nu știu, vaca vreau doi iubiți și taur și bou. Nu știu. Taur, boi, ce lipotent. Ai văzut, mă? Mă, vezi tu că știu eu ce am zis. Mă faci pe mine bou vreodată. E tot lipotent. Este taure. Tauraș. Tauraș nu dormitor. Și fac, aoleu, mor cu voi. Ce anume? A, aveam un câine la țară. Deci te-am zis la, acolo la mătușul meu ne-am crescut. Un câine negru, Rita. Dar și cred că l-a văzut cu ușca. Era masculă. Cățea. Cățea. Da. Și noi aveam WC, un curte. Câini. Cățea. Câini negru era, mascul, na. Și aveam WC, un curte. Dai seama, diferit, că nu vreau să merg la baie. Eu o luam pe varme, să țină câinile. Noi nu legam câinile. Noi nu suntem învățați cu câinile legat. Câinile trebuie să fie deslegat să-și facă viața. Și cea mă dă, fac pipi, mă dă, are voie la baie. Mădălina vine să fie cu mine, să țină câinile. Îl ține atât în brațe. Mi-era mie frică de el. Și mă duceam la picior și mă întorceam. Dar nu făcea nimic. A, da, și așa vă spun așa, dacă... La nimeni nu făcea nimic. O întâmplare faină, că... Zice, mi-au dus aminte Sabrina, că era frică de câine. Dar nu știu de ce am avut frică asta de câine. Unde am ieșit să mâncat pește atunci? A, da, acolo la... Și era un dulău mare, de era un câine mare. N-am pus story câte. A, dau pus story și o trebuie să amuneam să ține câinele ca să meargă un om la baie. Eram acolo și fix aceea mă duceam și eu la toaletă. Și trece un domn și îi spunea proprietarului că, dar nu mă duc, mi-e frică, e câinele ăsta aici. Câinele dormea pe jos. Și zic, da, haideți că țin eu câinele, puteți să mergeți. Și am stat cu cățelul acolo, nu l-am luat în brață ceva, că el oricum dormea. Și s-a dus omul la baie. Și se toate la baie și mulțumesc frumos, mi-era frică să trec pe aici cu câinile astea. Și am zis că, domnule, dormea câinile astea, nu face nimica. Deci, toate, mi-am amintit că așa mi-era și mie frică să mă duc la WC-ul când era un câine. Deci câinile alea nu fac niciodată nimic nici mie, nu știu de ce. Cât am mai chinuit-o pe varmea să țină câinile. Când m-am obișnuit el, eu cu cățelul, deja nu mai era. Mai e cățeaua. Cine e cățeaua? Era cățea și Rita. Cine e Rita? Cățeaua e neagră de la țară. Bă, ce animale? Altceva? Ai avut amic? A avut bunica, gâște, avea găini, bibilici. Te stă niște păsări ceva, nu? Bibilici, ale de fapt ouăle micuțe. Păsări, nu? Da. Adică cum e... Bibilica. Adică nu-s broaște. Bibilica, ouăle de bibilică, mă sparge orice om, așa tare. E așa micuț și de Paște spărgeam orice om cu el. Nu știu, bine. Spălai de Paște fața cu... apă în care ai pus un ou roșu și 50 de bani? 50 de bani? Da, dimineața. De Paști. Era regulă să te îmbraci în haine noi, cumpărate. Dar cum nu mergeai dimineața la biserică de Paști? Duminica aia, înainte de Paști. Și înainte de Paști. Duminica am Paști, vrei atunci. Trezeai dimineața și avea ibricul pregătit cu apă rece, cu ou roșu și cu 50 de bani. Da, biblica. Și te spălai așa pentru prosperitate, pentru... Nu? Trist. Da. Făceau, dar nu, genul, dacă nu era un obicei pe care îl făceam tot timpul sau nu știu. Îți dai seama ce diferite sunt chestiile, eu nu știu. Jucai în drum și de astea, nu știu, omul negru. Nu știu, jucam nu știu, elastic, jucam. Este nu. 7, nu știu, cu tot, omul negru n-a venit. A, la poate era și cu țară vrem ostași. Țară vrem ostași, prea așa să ai două rânduri și da. Treceai prin rând. Da, nu. Omul negru, cineva număra sau nu număra. Nu alea în fața ascunsele. Cumva, dar era omul negru, așa. Spunea. Și noi ne ascundeam pe o stradă întreagă. Nu era, bate ascunsele și fugeai și te pui scuipai. Și scuipai, pui te-am tupit. Ce prost era, Doamne. Bine, dar jocuri de astea... Spuneau 10 oameni și un prost e căutat, îți dai seama. Da, tu îți dai seama că aveam toată strada să ne jucăm. Și plus de asta, dacă mai te scăpa și ultimul, iară mai făcut dată. Doamne, rațe și vânători, da. Rațe și vânători, era cu mingi parcă te dai să nimerești, nu? Bă, de mingi de aia, știi că era mingi de aia din piele alte. Da. Să rămânea urme pe față de la mingi. Dar nu cum stai în față. Sau aia cu desereai pe oameni, cum se numea? Bă, capră veche. Nu, lapte gros. Mamă, deci eu niciodată n-am putut să sar. Mamă, deci eu stăteam eventual să sar. Îmbogam familia câteodată. Care venea ultimul, da. Bă, deci termina pe toți. Dar mai era aia capră veche, capră nouă, nu știi, se punea unul și trebuia să sară în diferite moduri. Și mai era când se lăsa și nu mai puneai mâna și puneai în gură acolo. Nu știi, Doamne. Erau mai multe jocuri. Flori, fete, filme sau băi. Da, bă. Dar ce? Flori, fete, cum era jocul ăla?
Fără fete sau băieți. Trebuia să zici, dar nu mai știu, era oracol. Ai avut oracol. Ai completat oracol când erai mic? Vai. În casa a patra sau a treia. Era mic, doamne, că oracol. Trebuia să scrii, erau întrebări și răspundeam, nu știu câți acolo. Șotronul. Da. Câte o are baba. Aia nu știu. Frunze elastic. Castel. Da. Nu-mi dă seama că eu ca fată aveam alte jocuri față de tine ca băiat. Noi fetele, gașca noastră, fete, jucam altceva. Da, pe eu la... Eu eram 4-5 fete acolo pe stradă, de aceeași vârstă, deci să mă ori, eram toate acolo, 95-94 ca vârstă, știi, anul. Și ne jucam aceleași chestii. 7 pietre. Mamă, sunt jocuri. Noi, eu, aia, când mergeam la colindaș și dădea bani puțin sau nu dădea bani, puneam petard în fața ușii. Și fugeam. Puneam petard și fugeam. Doamne. Ai mers cu capra, cu astea? Mm. La noi ne prea duceai cu capra, foarte puțin. Dar la noi era Viflaim, Irod. Adică, Irodul e format din 8 oameni. Și e împărat, înger, cioban, crai și pe roluri, cumva, știi? Și Viflaimul la fel, din 4. Și a venit Crăciun? Da, e foarte frumos. De-anul nu? Că nu e capra. De-anul nu mai merge cu capra, dar păi n-am foarte bun. Ce am capra și ce am eu, țiganul? Nu, bă, ăla, te-am adus din nu știu unde, Africa. Da, flori, fete sau băieți, muzică sau cântăreți sau desene pe pereți. La flori, fete sau băieți, melodii sau cântăreți. Da, să mor, mai amintesc. Viflaim, da, Viflaim. Nu. Dar la voi de Crăciun cu ce se merge? Colindu. Și bine, nu există ceva. Și aceasta s-a născut Hristos, aia, bine, Mesia, chipul meu. Ce-o Colin? Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Nu bate, nu-l răzbate. No, ninge, nu-l atinge. Da, și ce era? Vântul bate, nu, da, no, ninge, nu-l atinge. Lăuda, ce cânta. Asta de colindii, de Crăciun. Și mergi de Crăciun, de anul nou mergi cu Sorcova, mergi cu astea, nu? Da, Sorcova, niciodată nu știam să... Sorcova, vesela. Să tare, trei. Capioata, iute, să trei. Ca... Știi pe ăla care era iute, ca veta. Tare, era unul care cânta pe YouTube, bă, deci trebuie să-l găsesc pe ăla care cânta. Da, la mine pe Instagram facem. O să fac și live-ul ăla pentru pharmacy, să ne machiem și să vedem produsele. Sper să fii și tu acolo ca să-ți dai cu părerea. Dacă îți place sau nu-ți place. El o să fie reviewerul meu. Îmi place aia, nu-mi place aia. Îți stă bine cu aia, nu-ți stă bine cu aia. Ți se potrivește, nu-ți se potrivește, da? Da. Faci asta? Da. Bun. V-am pupat, ne vedem pe TikTok. A, da, ia zici pe TikTok, da. Eu mă duc să fac mâncare, mă duc să pun la cuptor ce am de pus. Deci fiți atenți, să nu aud pe TikTok unde e Sabrina. Face mâncare. O să trântesc pentru că am de curățat cartofi și morcovi. O să trântesc vase și dintre astea. Da, o să fiu aici. Mă pun să fac mâncare. Nu mai scoate limba pe noi. Nu mai scoate, iubire. Este un comentariu spre binele tău. Nu-ți vrea rău nimeni. Eu distrez. Uite și. Gata, v-am pupat. Pai. Pa. Pa, 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 pa.